Iubiți credincioși, vom mai citi un capitol din învățăturile acestui părinte arhiepiscop Irineu Pop al Alba Iuliei, din cartea sa Pavza Credinței. Așadar, arhiepiscop Irineu Pop, Pavza Credinței, purtarea de grijă a Tatălui Ceresc. Celebrul botanist suedez Lain s-a dus pentru studii la Universitatea din Uppsala, Suedia, una dintre cele mai vechi școli superioare din Europa, fondată la anul 1476. Și el nu avea posibilități materiale suficiente, iar părinții săi nu îi puteau trimite ajutor bănesc. Multă vreme el a trăit din ajutorul primit de la colegii săi. Când pantofii erau prea rupți, el însuși îi repara. Cu toate acestea neajunsuri, el nu se descuraja, ba dimpotrivă, perseverând, el a ieșit biruitor, ajungând unul dintre savanții de renume. Într-o împrejurare importantă, cu mulți ani mai târziu, el a făcut publică următoarea mărturisire: Îți mulțumesc ție, Dumnezeule Atotputernic, pentru că în cursul vieții mele, într-o amărăciune a mizeriei, cât și în atâtea alte încercări, Tu mi-ai arătat prețioasa ta purtare de grijă. De altfel, în toate scrierile sale se poate întrezări sentimentul de adâncă recunoștință față de Dumnezeu. Cele mai importante din operele sale încep cu un citat din Sfânta Scriptură, care arată fie slava, fie bunătatea lui Dumnezeu. În predarea cursurilor universitare, cât și în conferințele ținute, el nu uita religia creștină, iar deasupra cabinetului său de lucru era pusă inscripția: Dumnezeu te vede, ferește-te de a mai păcătui. Mărturisirile savantului Lain rămân posterității prin graiul lor dincolo de mormânt, de cugetări adânci. Secole s-au scurs fără de noi cei de azi, mii de ani. Apoi deodată am răsărit noi, trăind, gândind și sorbind viața. Ne plângem totuși că viața e rău întocmită și uităm că noi înșine o facem rea. Căci dacă Dumnezeu are grijă de păsările cerului din văzduh și de crinii câmpului, cu atât mai mult îi pasă de noi, cei creați după chipul său, cărora și firele de păr din cap ne sunt numărate. Cuvintele din Sfânta Evanghelie ne arată grija pe care o poartă Dumnezeu față de oameni și față de întreaga natură. Din aceasta nu înseamnă că grija lui Dumnezeu încurajează lenevirea sau trândăvia. Sfintele Scripturi condamnă neglijența și lenea. Omul trebuie să muncească, dar să nu socotească că totul depinde de el. A socoti așa înseamnă a gândi și a acționa păgânește. A avea în vedere numai propriile preocupări materiale e iarăși un semn de viață păgânească. Creștinii trebuie să aibă în vedere, în primul rând, grijile spirituale. Deci, nu duceți grija spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, căci de toate acestea se îngrijesc păgânii, după toate acestea se străduiesc păgânii. Că știe Tatăl vostru de ce aveți nevoie din toate acestea. Matei, capitolul 6, versetul 31 și 32. Grija exagerată de nevoile materiale și grijile vieții îngreunează inimile, adică sufletele noastre. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Luca, capitolul 12, versetul 34. Și omul nu se mai poate îngriji de sufletul său.
pierzând astfel folosul învățăturii mântuitoare și conlucrarea cu Harul Divin. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Marcu, capitolul 8, versetul 36. Când omul este preocupat numai de îmbrăcăminte, de hrană și băutură, el uită menirea lui pe pământ. În inima acestui om, cuvântul lui Dumnezeu nu aduce roadă. Căci spune Mântuitorul, grija acestei lumi și înșelăciunea avuției înăbușă cuvântul lui Dumnezeu și îl face neroditor. Matei, capitolul 13, versetul 22. A venit vremea să vă îmbunătățiți viața. A venit vremea să îmbunătățim viața noastră, să fim mai buni, să devenim mai buni, ori foarte buni. Dacă am iubit viața aceasta cu adevărat, dacă am mărturisit credința noastră creștină, dacă am fi gata de jertfă pentru adevărul lui Hristos, fericiți am fi noi și toată lumea ar fi fericită. Clopotul credinței sună și răsună în cele patru stihii ale pământului, îndemnându-ne să iubim izvorul iubirii, să iubim iubirea, să-L iubim pe bunul Dumnezeu, care ne poartă de grijă și ne înveșmântează în haina dragostei sale părintești. Dragostea ne iubește, Dumnezeu ne iubește, suntem importanți în ochii Lui, așa de prețioși încât pentru izbăvirea noastră din osânda păcatului, El a trimis pe unicul fiu, unul născut fiu al Său în lume, Ioan capitolul 3, versetul 16. Mai ușor poate să se dezintereseze o maică de copilul pe care l-a născut decât să uite de noi Tatăl cel Ceresc care este iubire. Ioan capitolul 4, versetul 8. Domnul ne iubește ca pe proprii lui copii. Iubirea lui e mai mare decât aceea unei mame. Căci o mamă își poate uita copilul, dar Domnul nu ne uită pe noi niciodată. Și dacă Domnul însuși nu ar fi dat Duhul Sfânt poporului ortodox și sfinților noștri păstori, n-am fi putut ști cât de mult El ne iubește. Slavă Domnului și milostivirii Lui celei mari, căci unor oameni păcătoși El le-a dat harul prea Sfântului Duh. Bogații și împărații nu cunosc pe Domnul, dar noi, niște monași săraci și păstorii noștri, preoții și episcopii, preoții cunosc pe Domnul Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru a cunoaște pe Domnul nu e nevoie să fii bogat și savant, dar trebuie să fii smerit, ascultător, să ai duh umilit și să iubești pe aproapele tău. Domnul se va descoperi acelui suflet, îl va iubi, se va descoperi lui și îl va învăța iubirea și smerenia și va da tot ce are nevoie și va găsi pacea în Dumnezeu. Aceste cuvinte despre iubire și grijă delicată a lui Dumnezeu pentru oameni ne vin de la Sfântul Siluan Atonitu. Într-o lume supusă devenirii, morții, numai iubirea lui Hristos este statornică. Așa cum ne arată versurile pe care eu le fredonam în ajunul tunderii mele în monahism din 13 octombrie 1978 la Mănăstirea Sinaia. Iată aceste versuri. Totul trecător pe lume, între oameni totul piere, chiar iubirea cea mai sfântă se transformă în neplăcere. Frate pe frate se înșală, amic pe amic trădează. Chiar mama poate să uite pruncul care îl alăptează. Totu-i trecător pe lume, totu-i vânt, zădărnicie. Doar iubirea ta, Iisuse, ține întreaga veșnicie.
Zilele au plecat și ceasurile și totul trecător sub soare. Ziarele au publicat știrea că într-un oraș noaptea au luat foc o casă. Părinții și copiii au alergat în mare grabă afară cu ce aveau pe ei. Deodată și-au dat seama cu groază că băiețelul cel mai mic de 5 ani nu mai era cu ei. Copilul a pornit să iasă din casă, însă pe scări s-a speriat de foc și a fugit înăuntru. O frică de moarte a încleștat inimile oamenilor. O salvare pentru băiat nu s-a putut întrevedea. Deodată o fereastră se deschide la etaj și se auzi glasul copilului care cere ajutor. Tatăl îl zări și striga să sară pe fereastră. Nu te văd de fum, tăticule, fu răspunsul, dar eu te văd, grăbește-te și te aruncă. Băiatul sări pe fereastră și în cădere fu prins de brațele puternice ale părintelui său. Este bine să păstrăm în inimile noastre înțelesul acestor cuvinte, pe care să le fredonăm și noi întotdeauna ca să știm clar ce e bine și ce e dăunător pentru noi. Cel de sus știe toate. Important este că Dumnezeu, în bunătatea Lui, nu ne părăsește niciodată. El ține brațele deschise mereu ca să ne primească. Dacă Dumnezeu hrănește păsările cerului care zboară și celelalte viețuitoare, dacă puterea Lui împodobește florile din grădini și iarba de pe câmpii, cum să nu ne poarte de grijă nouă, celor zidiți după chipul și după asemănarea Lui? Într-o zi, o furtună teribilă bântuia apele Atlanticului. Un vapor era purtat ca o coajă mică de nucă pe valurile înspumate. Călătorii erau în panică, înspăimântați de moarte. Numai un copil continua să fie vesel între toți și liniștit. În fine, furtuna se potolește, oamenii își vin în fire. Curioși întreabă, cum de nu s-a temut copilul în vremea primejdie? De ce să mă tem, a răspuns el. Tatăl meu era la cârma vaporului. Aceste cuvinte s-ar cădea să le rostim ori de câte ori trece prin necazuri și încercări. S-ar cuveni să dăm dovadă de acea încredere pe care a manifestat-o Iisus înaintea patimilor sale celor înfricoșătoare. Nu sunt singur, căci Tatăl meu este cu mine, zicea Iisus în Ghețimani, Ioan capitolul 16, versetul 32. Providența divină guvernează lumea și se îngrijește de tot omul creat după chipul lui Dumnezeu. De aceea vă spun, nu vă îngrijiți de viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea, sau de trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Tatăl vostru cel ceresc se îngrijește de toate și știe că aveți nevoie de ele. Matei capitolul 6, versetul 31 și 32. Ca și creștin, nu trebuie să ne îngrijorăm. Cu toate acestea, îngrijorarea, căci îngrijorarea este unul dintre acele lucruri de care ne facem toți vinovați. Adeseori ne interesăm de probleme care n-ar trebui să ne preocupe. Am citit undeva că există două lucruri de care n-ar trebui să ne îngrijorăm niciodată. În primul rând, să nu ne îngrijorăm de lucrurile pe care nu putem să le dominăm, încredințându-le în mâna Domnului, în rugăciune, lăsând totul pe seama Lui, și în al doilea rând, să nu ne îngrijorăm de lucrurile pe care le putem domina. Ar trebui să încercăm a nu ne mai îngrijora și să facem tot ce trebuie cu ele. Adică, întotdeauna, ceea ce nu putem face să încredințăm lui Dumnezeu, iar ceea ce putem să facem, să facem, să nu ne grijim prea mult. De exemplu, dacă ai o grădină
mare și stai să te gândești când o să o curăți, când o să o sap. Poți să-ți faci griji și să-ți pierzi timpul și puterea de muncă. Dacă încerci să muncești, muncești potrivit și în fiecare zi faci atât cât e necesar și așa se lucrează. Și Dumnezeu vrea ca întotdeauna să facem ce ține de noi și apoi restul să facă El. Să credem că Dumnezeu este cu noi, ne călăuzește în toată vremea. Să recunoaștem că hrana, locuința, împlinirile vieții le datorăm purtării de grijă a lui Dumnezeu și Tatălui Ceresc. Să nu ne clătinăm în necazuri, în suferințe, fiind convinși că numai prin cruce ne asemănăm cu Hristos și să ne învrednicim de slava împărăției sale, să lucrăm cu nădejde fiecare unde ne aflăm, cerând ajutorul cel ceresc și fiind conștienți că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. De la Dumnezeu vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Așadar, împreună cu Sfântul Apostol Petru vă îndemn, lăsați lui Dumnezeu toată grija voastră, că El, Dumnezeu, are grijă de voi. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.